urmare a măsurilor active aplicate, măsuri pe care tocmai vi le-am enumerat. De asemenea, vă pot informa că prin programul de ocupare au fost cuprinse în servicii de mediere a muncii 18.966 de persoane, dintre care 14.000 de persoane au fost nou înregistrate în baza de date a agenției. Activitatea de informare și consiliere a cuprins numai puțin de... Au fost cuprinse la această măsură activă numai puțin de 21.321 de persoane și vă pot spune că au fost desfășurate și activități de consiliere în școli, în special în perioada, pentru anii terminali, în perioada premergătoare finalizării cursurilor. Anul acesta, AJOFM Dâmbovița a organizat 9 burse ale locurilor de muncă, prin acestea angajându-se mai bine de 820 de șomeri. O altă bursă se va desfășura spre finalul acestei luni. Constituie faptul că anul acesta s-au desfășurat 9 burse ale locurilor de muncă, cu un total de 827 de angajări. Este o cifră care, zic eu, este bună pentru acest an, ținând cont că în anii precedenți numărul se situa undeva la 450 de angajări făcute. Și de asemenea, nu ne oprim aici cu bursele, vă spuneam că și în luna noiembrie vom mai organiza o bursă. Am să vă anunț în premieră, dar am să vă invit vineri la o conferință de presă dedicată special acelei burse. Pe data de 21-22 vom organiza o altă bursă a locurilor de muncă.